Așa cum am promis la ultima mea intervenție, astăzi sunt în măsură să vă informez și cu alte realizări pe care le-am obținut în munca în noastră colectivă cu întreg aparatul din Primăria Comunei Chirnoși. După cum observați și dumneavoastră, în centrul localității noastre, în continuu, este un adevărat șantier. Am făcut un proiect, iar în ultima perioadă am reușit să materializăm, să punem în practică ceea ce ne-am propus. Vedeți și dumneavoastră că în fața dispensarului am încercat și chiar am reușit, într-o anumită proporție, să realizăm o parcare, o parcare cu 7-8 locuri pentru autoturisme. De asemenea, am reușit să amenajăm și un trotuar care în perioada următoare se va materializa și printr-o asfaltare a circa 100 de metri de stradă din strada dispensarului, din centrul localității până în dreptul transformatorului, acolo unde este și intrarea la grădiniță, acest lucru facilitând într-o măsură mult mai bună intrarea copiilor la grădiniță, evitându-se în acest fel noroiul și băltoacele care se strângea pe această porțiune de stradă. De asemenea, se poate observa că și în fața complexului și în fosta parcare a primăriei am reușit să dăm o nouă înfățișare terenului, am amenajat o parcare, am amenajat un trotuar. Acesta se poate vedea pentru că în momentul de față aproape sunt în stare de funcționare. Acest trotuar din fața complexului se va întinde până la poarta stadionului și va facilita o traversare mai bună a locuitorilor noștri către poarta stadionului, către intrarea către stadion și în felul acesta evităm noi, spun eu, orice risc de accidente pe șoseaua viilor. Vă mai informez că în fața complexului comercial vom planta și câțiva tei. Eu mi-am făcut cât de cât un calcul și în fața complexului, în fața dispensarului, o să plantăm circa 10-11 tei. Aceștia îi vom aduce de la o pepinieră specializată în acest domeniu, îi vom aduce cu rădăcini, în ghidveș, cum se spune, și chiar dacă este vară, cred că vom reuși ca aceștia să se prindă și să își găsească un loc bine meritat în acest loc dinainte stabilit. O să observați și dumneavoastră că în perioada următoare, pe strada viilor, aici în fața complexului, în fața dispensarului, vom planta și 7, 8, 10, chiar 11 lămpi cu energie solară. Acestea vor fi atât de utile nouă, pentru că eu sper să fie și frumoase și folositoare în același timp.